Slavă Domnului! Amin! Matei 24, cu 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, și pe alocuri vor fi cutremuri de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăție va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Și Maliahi capitolul 2, un singur verset, și anume versetul 17. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mă întrebați, cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Sau, unde este Dumnezeu dreptăți? Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă bucur că sunt cu voi împreună. Doresc pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Personal am întâmpinat unele dificultăți în a accepta anumite texte și evenimente ca fiind normale. Și fără să vreau, în mintea mea s-a înfiripat așa o întrebare, câteodată. E normal să se întâmple așa? Și dacă se întâmplă lucrurile astea, unde-i Dumnezeu dreptăță? Până când Domnul mi-a adus versetul acela din Maliahe, voi obosiți pe Domnul întrebând, unde-i Dumnezeu dreptăță? Pentru că întrebarea aceasta nu-i pusă din simplă curiozitate, mai degrabă e spusă ca un reproș. Dacă toate aceste lucruri se întâmplă, unde-i Dumnezeu dreptăță? Eclesiastul 5 cu 8 spune, când vezi pe cel sărac năpăstuit în numele dreptății. Habacucul 1 cu 4 spune, când cel rău îl biruiește pe cel bun. Nu-ți vine în minte să pui întrebarea asta, unde-i Dumnezeu dreptății? Sunt atâtea lucruri care se întâmplă acum în societate. Noi trăim intensitatea războiului, cei care suntem lipiți de Ucraina, mai mult ca dumneavoastră. Ne-am implicat mai mult. Am ajuns, iertați-mi cuvântul, să fim sufocați de ucraineni. Când au venit oameni cu bani și au ridicat imobiliarele, au cumpărat tot ce se putea cumpăra, când mașinile lor sunt parcate peste tot, fără nicio lege, când am circulat cu avionul, trei sferturi erau cu pașapoarte albastre ucrainene, vorbește ucrainește, când ei parcă au mai multe drepturi ca noi, dar am spus că și aici în România nu au venit oamenii săraci. Noi ne-am implicat și dincolo de graniță. Nu de mult am fost într-o familie, am predicat Evanghelia duminică seara și am fost în familie și am spus, ce mai faci, frate? Băi, frate dragul, sunt foarte obosit, uite, acum vin de la Cernobâl. Dar ce ai făcut, bă, la Cernobâl? Până acum, autoritățile din Ucraina au trimis copii cu diferite handicapuri în România și avem acolo câteva locații unde cresc copiii ăștia, poate zeci de copii. Iar acum ei au hotărât autoritățile ca din familii bune, copii sănătoși, să trimită România să se perpetueze spița de neam, să nu se piardă. Și spune, măi, Dragoș, măi, am fost acolo,
Și când într-o familie cu mai mulți copii, mama trebuia să aleagă un băiețel să mi-l dea. Și mi-l da mie în brață. No, ia-l pe ăsta. Și în câteva familii au venit tați, erau îmbrăcați militari, colbăiți, cum erau obosiți, dă să-l mai strâng o dată în brață și mi-l da mie, spune, du-te în România. Și zic că am adus 30 de copii pe care i-am predat deja și sunt tare obosit de pe drum. Eu m-am întrebat, e normal să întâmple lucrurile astea? Dar mă gândesc la frații mei din Rusia, la tineri, botezați cu Duhul Sfânt, că sunt acolo. E normal să fie trimiși carne de tun? Dar a fost normal cu pandemia tot ce s-a întâmplat? Și atunci mă întreb și eu așa, ca unii din dumneavoastră, mă, dar unde-i dreptatea, unde-i Dumnezeu dreptățe? Și mie mi-a spus Duhul Sfânt, n-ai voie să întrebi așa, că îl super pe Dumnezeu întrebând unde-i Dumnezeu dreptățe. Ba, încă am citit în Sfânta Scriptură unele pasaje și nu le-am acceptat foarte ușor. Am citit în Scriptură de un băiat neprihănit, curat, sfânt, pe care l-a trimis tatăsul la frață lui pe câmp să vadă ce fac oile, să-i ducă știni. Și aia când l-au văzut, uite visătorul de vis, l-au prins, l-au aruncat într-o fântână, ei pe marginea fântânii mâncau, se distrau și făceau planuri, hai să-l omorâm. Unul spune, măi, n-are rost să-l omorâm, hai să-l vindem. Și Iosif în fundul gropii auzea totul. E normal, e drept așa? Și ajunge până la urmă în casa lui Potifar. Și acolo nevasta lui Potifar îi face oi dulci, dar Iosif e neprihănit. Până când într-o zi îl apucă de haină și el leapă de haina și fuge. Și când vine Potifar acasă, ia cu haina lui Iosif, îi spune, mi-ai adus evreul ăsta să-și bată joc de mine. Am țipat și m-am luptat și am scăpat, dar el a vrut să-și bată joc de mine. Și Potifar se enervează și îl aruncă în pușcărie. Nevasta lui Potifar probabil a rămas să racoleze pe alții, dar Iosif îi trimis în pușcărie. E normal? E drept? Uite, la asta m-am gândit eu. Nu puteam accepta ca fiind normale lucrurile astea. Și am mai citit în Sfânta Scriptură întâmplare, scrie în Numeri capitolul 5 de apele de gelozie, că dacă un bărbat îi apuca de gelozie, fie că nevasta l-a înșelat, fie că nu l-a înșelat, el a apucat de gelozie. Ei, era o procedură acolo. Te duceai la marele preot, marele preot descoperea capul femeii, îi punea un vas cu apă în mână, lua pământ de pe podeaua la cortului, țernă, o punea acolo, făcea așa un fel de mocirlă și îi spunea la femeie, bea! Dacă nu ești vinovată, nu ți s-a întâmplat nimic. Dacă ești vinovată, apele de blestem își vor face efectul. Și ultimul verset spune, bărbatul nu va avea nicio vină. Măi, dacă te-o înșela nevasta, îi se umfli coapsa, na, că uite-o, dar dacă nevasta a fost fidelă și credincioasă și cu minte, nu-i o umilire să o duce în cort, să-i dai să bei apă, mocir la aceea, măi, dacă nu ești vinovată, da, nu ești vinovată. În Israel era o lege, eu aș fi aplicat legea aceea, dar nu, era 40 de lovituri fără una. Eu spuneam, cât despre bărbat să-i se deie 40 de lovituri fără una. Adică bănuiești nevasta pe degeaba, așa, o faci rușine, o umilești, că ai tu ceva, o gelozie la cap. Nu mi s-a părut normal. Știi ce era gelozia? Odată veneam din Ardeal, mergeam spre Moldova și mă sună un frate, măi, dacă treci prin localitatea Cutare, acolo e patronul meu. A intrat pe la el, făceți o rugăciune, că el se bucură. Am intrat, beți un ceai, nu, mulțumim, hai rugăciune. Ne ridicăm la rugăciune și un frate proroc, tu știi, Liviu, se uite la femeia de casă, și îi spune, n-ai niciun motiv. Bă, da, aia se înroșește ca foc. El începe să plângă. Și el îi spune prorocul, n-ai niciun motiv. O mai vorbi puțin, eu nu m-am băgat în vorba lor, în mașină, ce lucrare e asta, măi? Zic, băi, frate dragul, nevasta lui ăsta atât e de geloasă, el are o firmă,
Când vine acasă, îmi întreabă cine a fost cu tine cu mașina, unde a stat, în față sau în spate, îi ia telefonul, îi verifică și mi-a arătat Domnul că el e om pocăit. Dar ea, știi ce era gelozia? Eu am cunoscut o familie de intelectuali, el inginer, ea inginer, mai bătrân decât mine. O locuit și la Suceava. Atâta era el de gelos, că până la urmă o divorțat, nu s-a mai recăsătorit nici el, nici ea, el are spre 70 de ani acum, numai din cauza geloziei. Acum revin la textul ăsta și spun, măi, dar nevasta asta e fidelă, dar asta e credincioasă, dar de ce o umilești și pui să bei apă cu pământ și tu nu pățești nimic? Bărbatul nu va avea nicio vină. Greu am acceptat. Spune în Sfânta Scriptură că Ahab voia să facă o grădină de zarzavat. Numai că, cine, Nabot vecinul nu voia să-i vândă grădina. Și Izabela îi spune, dă, nu ești împărat? Ascult, eu fac rost de grădină. O pus doi oameni de nimic ca să spună despre Nabot, l-am auzit blestemând pe Dumnezeu și pe Moise. L-a scos afară și l-a omorât cu pietre. Și a spus, aha, du-te ia grădina. Măi, așa am fost deranjat de pasajul ăsta eu. Poate Nabot ăsta era un om apreciat în societate. Poate era un om evlavios, că era un bun gospodar. Eu cred că în cetate era văzut bine. Și dintr-o dată vin doi oameni și spun, ăsta o blăstăma pe Dumnezeu, o blăstăma pe Moise. Oare care a fost opinia publică? Băi, uite că o blestemat pe Dumnezeu, el părea cum să cadă așa. Știi, e câte unul care aruncă cu vorbe în tine și deodată te face de mic, așa, în public, unde vrei tu. Și mă, dar părea pocăit, voi predica frumos. Uite, el de fapt cine era. Dar nu, Nabot era pocăit. Nabot era un om cu minte, n-o blestema pe Dumnezeu și eu mă gândeam la moartea asta, omorât cu pietre. Băi, când tu ești nevinovat, și când toată cetatea aruncă cu pietre în tine ca într-un dușman, ca într-un câine, ai blestemat pe Dumnezeu, dar tu nu ești vinovat. Bine, eu am citit în Scriptură că pe Izabela au mâncat câine mai târziu. Asta a fost o consolare, dar Nabot nu știa asta. El când a murit nu știa că să spună, lasă că știi o să te mănânci câine. Nu, el stă sub ploaie de pietre și a murit acolo. Și am spus, dar nu-i chiar drept. N-ați gândit nici unul ca mine la pasajele astea? Oare sunt singur? Și vine diaconul Ștefan, avea o față de înger când predica. Și cei din biserica izbăviților nu puteau să stea împotriva lui. Și atunci, într-o dispută de asta teologică, l-a scos afară și l-a omorât cu pietre. Când el predica Evanghelia, oamenii ce scrâșneau din dinți, astupau urechile să n-audă, urlau. O zic, hai avară, l-a scos afară și l-a omorât. Măi, e drept să moară omul ăsta plin de Duhul Sfânt? E dreptate? Și în mintea mea spuneam, unde mă, Dumnezeu, dreptăță? Știți până când a venit Duhul Sfânt într-o seară și mi-a dat versetul ăsta, hai, ia-l de aici. Și să nu mai întrebi unde Dumnezeu dreptăți, îl obosești pe Dumnezeu cu întrebarea asta. Și m-am gândit la Pavel, la care îi se taie capul, și era pocăit Pavel. Și m-am gândit la martiri, recent am predicat de Roman 12:12, bucurați-vă în nădejde, o bucurie atipică, nu se poate înțelege. Că citeam de Sfântul Andrei, în momentul când a fost condamnat la moarte și i s-a dus crucea aia în formă de X, care o întâlnim la trecerea de cale ferată, da? El o îmbrățișa crucea plângând și a spus, o, cruce, de câtă vreme te aștept, cât de mult mi-am dorit să mor pe tine ca mântuitorul meu. Și am spus, ce-i mâna pe oamenii ăștia, domne, să meargă cântând în fața fiarelor, în Areopag, în Coloseul din Roma? Când Nero a prins câteva mii de creștini, i-a învelit cu cârți, i-a băgat în smoală, i-a ridicat pe stâlp și le-a dat foc torțele lui Nero și el se plimba ca un nebun pe alei și aceia ardeau, spăria carnea pe ei. Pe Timotei l-a bătut cu nuiele până a murit sub bătaie acelor nuiele. Și eu spun, e drept? Și acum vine Scriptura și spune aici ce o să se întâmple. Eu nu sunt predicator pesimist, dar vreau să fiu realist măcar ce spune. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ.
și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Lucrurile astea cu tremure și războaie au mai fost, dar acum s-au generalizat. Frații mei, lucrurile astea îs gata să se întâmple încă o dată acum. Și atunci mă întreb, cum e cu dreptatea? Și am găsit în Psalmul 109 și fiara în Apocalipsa va face război cu sfință și va birui. Suntem pregătiți de astea? Ne plac adunările, evangelizările, coruri, fanfare, orchestre, predicatori și mie îmi plac. Dar eu mi-aduc aminte că bunicul meu a fost condamnat la Cernăuți pe 25 de ani pentru că a fost pocăit. Nu a vrut să facă cruce și să boteze copiii. A făcut 4 ani și 8 luni. Un om, un proroc al Dumnezeu. Adunarea noastră a început așa, cu câțiva frați și cu o soră, Ruxandra Cârlan, pe care o prinsul la rugăciune și o legat, avea niște caiete de cântări și niște biblii, le-o legat de mână când nu le mai putea. Și bunicul meu a fost dus în luna februarie de sculț, din post în post, bătut în fiecare post, până la Cernăuț. Și eu întreb, de ăștia erau sfinți, mă. Eu știu pe bunicul meu, era un proroc al Domnului, vorbea, merita el soarta asta? Și acum dacă vine vremea să ne urască toate neamurile, să nu mai fie evangelizări ca acum, să nu mai vină autoritățile, să nu mai fie aplauză, să nu mai fie aerul ăsta festiv, să trebuiască să suferi pentru Domnul, să fii bătut, să fii bajocorit, să n-ai dreptate, să te vândă frață, să te urască frață din pricina Evangheliei. Suntem pregătiți pentru asta? Și psalmistul spunea în Psalmul 119 cu versetul 7, te voi lăuda cu o inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Și atunci am spus că Dumnezeu e drept, El aplică dreptatea, dar are niște legi. Am încercat să văd, să înțeleg care sunt legile dreptății, ca să nu mai pun întrebări din astea, unde e Dumnezeu dreptății. Și când am căutat să înțeleg legile dreptății, am găsit în Psalmul cât 89 cu 14, că dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. De Dumnezeu stă pe un scaun de domnie. El conduce universul. Dar dreptatea și judecata sunt temeliile. Dreptatea face parte din natura lui Dumnezeu. Dreptatea nu intră în ungher de univers și trebuie să facă Dumnezeu naveta să iei un pic de dreptate de acolo. Dreptatea e însăși Dumnezeu. E temelia scaunului de domnie. Psalmul 36:6, dreptatea lui Dumnezeu e ca munții cei înalți și judecățile lui sunt ca adâncurile cele mari. Adică dreptatea lui Dumnezeu e atât de mare că nu o poate prinde mintea ta. Noi nu cunoaștem toate detaliile, nu ne aruncăm în a-L face nedrept pe Dumnezeu, nu rostim hotărâri din asta. Dreptatea lui Dumnezeu e ca munții cei înalți și ca adâncul cel mare, groapa Filipinilor cât are, 11 km, nu? Așa e de mare dreptatea lui Dumnezeu, de la Everest până în groapa Filipinilor, nu poate mintea mea să prindă toată dreptatea lui Dumnezeu. În legile dreptății am înțeles că Dumnezeu știe toate lucrurile. Plângeri cât 3:35 acolo spune, când e călcat în picioare dreptatea, nu știe Dumnezeu? Când tu ești nedreptățit, Dumnezeu știe. Consolează-te cu asta. Când ești judecat pe nedrept, când ești aruncat cu noroi în tine, în nevastă, în copii, în familie, Dumnezeu știe toate lucrurile. Asta e prins în legile dreptății lui Dumnezeu. Și eu mă gândeam la legile, spunea psalmistul, te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății. Și am mai înțeles eu că legea dreptății și dreptatea lui Dumnezeu se aplică la persoana întâia. Isaia 59:4 spune, nici unuia nu-i place dreptatea, nici unul nu se judecă cu dreptate. Nouă ne place dreptatea, să facă Dumnezeu dreptate în dreptul tău. Să aplice Dumnezeu dreptatea cu fratele, cu sora. Nu, nu, nu. Dreptatea trebuie aplicată la persoana întâia. Nici unul nu se judecă.
În casa unui fruntaș al sinagogii erau trei persoane. S-au făcut trei judecăți, toate reale, dar nu corespundeau una cu alta. La o masă sta Simon și cu Domnul Iisus. Intră o femeie, Val Vârtej, o zic că Hristos e acolo, se aruncă la picioarele lui, îi spală picioarele cu lacrimi, le șterge cu părul capul. Și vine prima judecată. Femeia a văzut în predicatorul ăsta itineraric unul care mântuiește păcatele. Și a spus, mă duc și îmi plâng păcatele. Bună judecată! Vine a doua judecată a lui Simon. Dacă omul ăsta ar fi un proroc, ar ști cine e femeia, că e o păcătoasă. Drept era? Drept era, ci femeia era o păcătoasă. Simon nu a greșit în judecata lui. Și vine a treia judecată a Domnului Iisus. Simon i-a să spună o întrebare. Un cămătar avea doi datornici. Măi, judecățile toate erau drepte. Nu potrive una cu alta, că femeia s-o judeca pe sine. Însă o păcătoasă, spăl picioarele Domnului cu lacrimi, îi le șterg cu părul capului și îmi cer iertare. Așa o gândit, e drept o gândit. Simon o gândit drept, dar învinui pe altul. Dacă vreți judecata lui Dumnezeu, dar eu vă spun, nu cereți tare peste casele voastre, nu cereți tare peste familiile voastre. Cerem mai întâi îndurarea Domnului și mila Domnului să fie peste noi. Dar nu uitați, dreptatea se aplică la persoana întâia. Eu pe mine mă judec cu dreptate. Să-mi ajute Domnul. Dreptatea lui Dumnezeu se aplică în planul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu are un plan. Noi nu știm tot planul lui. El aplică dreptatea în funcție de planul lui. De exemplu, eu nu sunt de acord cu niște legi în România. Adică să mă impoziteze de pe mine cu 40%. Lucrez dimineață până seara, colbăit și asudat și flămând și trag ca un rob și când eu bani îmi dă jumate, jumate e statul. Eu spun că nu-i dreptate asta. Nu, mie nu-mi place legea asta. Sunt de ei banii, domnule, care am lucrat eu. Ei, dar statul are un plan de guvernare. Și spune, domnule, mai trebuie să oprim și pentru sănătate, mai oprim și pentru pensie, mai oprim și pentru asistență socială, că statul știe că are bolnav, stau acasă, trebuie să ducă la spital și din ce ai câștigat tu dă-i și la ălălalt. El așa gândește statul. Dumnezeu are un plan pentru tot pământul, iar legile dreptății le aplică după planul său, pe care noi nu-l înțelegem niciodată. Și încă un lucru. Eu cred că cheia înțelegerii multor evenimente stă pe coordonata timpului. La Dumnezeu nu există timp. Timpul e o invenție a lui Dumnezeu pentru oameni. Când Dumnezeu a vrut ca eu să vin în ființă, m-a așezat într-o diagramă cu două coordonate, spațiu și timp. M-am născut acum 60 ceva de ani în Bucovina. Acolo m-a adus Dumnezeu. În cer nu o să fie timp, e altă noțiune, se numește veșnicie. În cer nu o să fie calendare pe perete, nu o să fie ceasuri, nu o să vă uitați la mine să-mi arătați că am predicat prea mult. Acolo e altfel, nu-i ca aici. Ori Dumnezeu aplică dreptatea, El a văzând un eveniment de la început și până la sfârșit. Noi vedem o bucățică numai din El și ripostăm, nu-i bine, nu-i corect. Dumnezeu vede de la început până la sfârșit. El e Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. El e Dumnezeu. Eu când mă gândeam acum la Nabot, eu cred că Nabot nu era așa de indignat ca mine. El a omorât cu pietre. Că Nabot nu-i mort. Nabot nu a murit. Nabot în sânul lui Avram, între drepții lui Dumnezeu. El de acolo s-a uitat ce-a pățit și Izabela. Moartea este o metodă prin care Dumnezeu ne trece dintr-o formă de existență în alta.
Citiți, vă rog, Luca 16, cu un bogat care se îmbăca în porfire și insubțire, în toată ziua ducea o viață plină de belșug și huzur și la ușa lui un Lazar plin de bume. Știți ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Amândoi într-o zi au trecut din viața asta pământească în viața veșnică. Noi avem un segment de viață foarte mic, numit viață pământească. Ne-am născut și murim și asta pun oamenii în cimitir pe cruce, de la data la data. Dar noi suntem condamnați să trăim veșnic. Noi nu mai murim. Pe cei care Dumnezeu ne-a adus în ființă, noi nu murim. Numai că din viața asta pământească trecem în viața veșnică. Moartea nu-i decât o metodă. Că mori în accident, că mori, te culca sănătos și te-ai sculat mort, da? Că mori bolnav, că mori cum mori, nu-i decât o metodă a lui Dumnezeu, prin care trecem dintr-o formă în alta. Viața cealaltă, aceea nu se termină niciodată. Am fost la o mormântare și am întrebat fratele păstor, câți ani avea fratele? Fratele Cociorvan de la Iaslovăț. Fratele, 104 ani și 20 de zile. O murit. Am fost la copii, la bebe, care au murit și i-am îngropat. Viața asta e foarte scurtă. Murim, așa, e imprevizibil, nu știm când murim. Dar viața de dincolo nu se gata niciodată. În viața asta tu ai șansa extraordinară, în care toate, aici toate strecătoare, și stări sufletești, și stări de sănătate, și toate strecătoare, ai șansa să îți asiguri dincolo veșnicie binecuvântată. Deci eu când am privit întâmplarea cu Nabot din perspectiva lui Dumnezeu, am spus, păi eu m-am supărat degeaba, Nabot nu-i mort. Nabot în sânul lui Avram, e cu Sfințul lui Dumnezeu, Nabot vede cum mănâncă câine din trupul lui Izabela, el vede de la început până la sfârșit. Astea sunt legile dreptății lui Dumnezeu. Și atunci nu vă grăbiți să vă întrebați unde e Dumnezeu dreptății. El este pe tronul de dreptate. Și acum, stând în camera aici, mi-a spus Domnul să vă mai spun un lucru. Nu am predicat de niciodată, dar mi-a spus cu insistență, spune la Michalaca și vorbește-le de dreptatea lui Dumnezeu în procesul mântuirii. Știți ce s-a întâmplat? Lumea asta a devenit foarte rea, păcătoasă. Eu atâtea păcate, tu atâtea păcate. Și Dumnezeu a vrut să salveze omenirea din păcat, dar Dumnezeu e drept. Păcatul trebuia plătit. Și Dumnezeu în dreptatea lui a făcut un plan de mântuire. A făcut un plan de mântuire din Efeseni acolo. Și acum ne l-a adus la cunoștință. Și Dumnezeu e drept. Păcatul meu trebuia plătit. Dar eu nu-l pot plăti. Cu ce să plătesc păcatul? Eram cu fratele Liviu Oxinti, prin Piatra Neamț. Eu eram la volan, mă trage poliția pe dreapta, radarul. M-a prins cu viteză. Nu mare, dar m-a prins. Și eu îl întreb, domnule, dar voi polițiști astea nu iertați pe nimeni? Domnule, noi suntem oameni legii, trebuie să aplicăm dreptatea. Și eu zic, măi, dar poți să fii și drept și bun, așa ca Dumnezeu. De el îmi spune, bagă de seamă ce vorbești, sunt licențiat în teologie și am master în doctrine. Zic, și ce ai pățit de aici, pe marginea drumului? Ceva cred că a făcut, dar nu vreau să-mi spună. Și am spus, măi, dacă ești masterat în doctrinile ortodoxe, făcuse Institutul Teologic la Iași, ortodox, zic, măi, Dumnezeu e și bun și drept, așa trebuie să fii și tu. Dar cum? Nu se poate, Domnule, nu se poate. Cum să fiu și drept și bun? Păi, măi, drept e să-mi dai amendă și bun e să o plătești tot tu. Zic, hai, Domnule, ai 2 puncte și 800 de lei, gata, gata, hai. Zic, măi, dar Dumnezeu așa a fost, măi, și drept și bun. Noi trebuia să fim justificați înaintea lui Dumnezeu. La Dumnezeu nu merge oricum, păcatul trebuia plătit. Și tu aveai păcat, și eu aveam păcat, și nu puteam să-l plătesc. Și Dumnezeu a făcut un plan și a spus, îl dau pe fiul meu să plătească. A venit
Iisus Hristos s-a întrupat în Maria Fecioara, tot colindați de nașterea Domnului. Dar știți ce s-a întâmplat acolo? Când Hristos a părăsit slava ce avea la Tatăl, s-a întrupat prin Fecioara Maria, s-a născut ca un prunc, a trăit și a întins mâinile pe cruce, a spus, mor eu în locul meu, că păcatul trebuia plătit. Și Hristos a venit să plătească păcatul tău. Nu mă interesează ce cazi erai. Nu mă interesează stare de sănătate, nici vârstă, nici pregătire. Nu mă interesează trecutul tău. Ceea ce știu azi, că Dumnezeu în dreptatea Lui l-a dat pe Hristos ca să ne poată mântui, să ne poată scăpa de păcat, să ne poată face moștenitori ai cerului. Aleluia. E drept Dumnezeu? Gloria. Drept e Dumnezeu. El e și bun și drept. În dreptatea Lui a spus, cineva să plătească păcatul. Eu nu accept suflete care nu sunt justificate înaintea mea. Și în bunătatea Lui l-a dat pe Domnul să moară. Și în locul meu a murit Domnul Iisus. Îi drept Dumnezeu? Îi bun Dumnezeu? Cum reacționezi tu față de dreptatea și bunătatea Lui Dumnezeu? În al doilea rând, Dumnezeu care a făcut un plan de mântuire, spune Isaia 42:21, în dreptatea Lui a dat o lege mare și minunată. A făcut de cunoscut planul ăsta. Așa spune Apostolul Pavel în Efesien, ca să ne facă nou cunoscut la sfârșitul vremurilor, ca să unească iarăși într-unul singur lucrurile de sus cu cele de jos. El a făcut de cunoscut planul de mântuire. Și planul ăsta l-a scris aici în Sfânta Scriptură. Aici e planul de mântuire a lui Dumnezeu. Nu mai este o taină pentru noi. Taina ținută ascunsă de veacuri. V-a fost dată vouă celor din Mihalaca, celor din Arad, ca să știți că există posibilitatea împăcării cu Dumnezeu. 2 Petru 1:1, Simon, rob și apostol, către sfinții care au o chemare de același preț cu a noastră la credință, prin dreptatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a făcut un plan în dreptate. A murit Hristos în locul tău. După care planul ăsta ni l-a descoperit, iar pe noi ne-a chemat la sfânta pocăință. Ne-a chemat la credință prin dreptatea Dumnezeului. Dumnezeu e drept, te cheamă și pe tine la pocăință. Amin, aleluia. Te cheamă prin vocea mea. Te-a chemat prin cântările lor, te cheamă printr-un vis de noapte, te cheamă printr-o boală, te cheamă printr-un eveniment. Cum răspunzi tu la chemare? De acum e partea ta să răspunzi la chemare. Eu întotdeauna am spus că mântuirea e un parteneriat între Dumnezeu și om. Dumnezeu a făcut partea Lui grea. Psalmul 40, îmi pusese nădejdea în Domnul, s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigăte, m-a scos din fundul mocirii, din groapa peirii. Nu puteam să ies eu de acolo. A venit Dumnezeu, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașa, în gură mi-a pus o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Dar spune Pavel, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți mântuirea voastră până la capăt. 2 Corinteni 7:1, fiindcă avem astfel de făgăduință, fraților, ne curățim de orice cu întinăciunea cărnii și a Duhului și ne ducem sfințirea noastră până la capăt. Mântuirea are două capete. Unul de unde începe și unul unde se gătește. A început mântuirea, partea grea o făcut-o Dumnezeu. El mi-a plătit păcatul meu. El m-a vindecat de boală. El mi-a curățit cugetul. Și acum vorba fratului Coroamă. Drum bun, o călător pornit spre veșnicie. Am și eu partea mea în procesul mântuire. Dumnezeu te cheamă la pocăință. O să vrei să vii? Că la urmă diavolul are o armă foarte perfidă. Se numește amânarea. Și eu mai povestit, când a plecat bunicul la Cernăuță, au rămas Uncheșul Vasârie, mama și cu mătușa Firuța. Au venit din pușcării de la Cernăuț, l-am cunoscut, aveam 14 ani când a murit bunicul, mătușa Firuța s-a pocăit, băietul s-a pocăit, Uncheșul nu a vrut să pocăiască. Spunea, măi bun, măi Firuța, am să mă pocăiesc și eu, să mă pocăiesc, măi. El avea școală de ofițeri făcută la Berlin și când au făcut insurecția armată, l-au făcut prizonier. Când s-au îndreptat împotriva, toți ofițerii i-au arestat, tineri ce era acolo. Avea 80 ceva de ani.
Măi, Ilie, pocăiește-mă, Ionică spunea, tata, cine, măi, mă pocăiesc, măi, eu știu că trebuie să mă pocăiesc. Eu eram cu trenul la Jud, eram mecanic locomotivă. Mă sună mama, Dragoș, unde ești? Sunt în Jud, în gară. Când vii acasă, că un cheștiu Ilie se simte tare rău și vrea să iei botezul. Mamica, eu cred că mâine vin, că aștept să vin un tren de la București, spune că vin mâine să stai liniștit, că eu vorbesc cu dânsul. El, în neliniștea lui, era un om greu, 83 de ani, parcă 80 ceva, se ridică și îl întreabă mătușa, unde, mucla Dragoș, mă boteză. Eu mor și n-am luat botezul. Face vreo doi pași în casă, au căzut jos, au venit bade Zamfir cu bade Lazar, l-au pus înapoi, măi, Ilie, stai că vine mâine Dragoș, te botează-mă. O mai stat, s-o frământat, o strâns chiar așa, cu perna s-o ridicat. Mătușa Ilie, stai liniștit, mă duc să mă botez. O făcut doi pași, o căzut jos și-o murit. Mă sună maică-mea, Dragoș, stai liniștit, un chești, o murit. Eu sunt în loc ofotiv, m-am gândit, așa, Doamne Iisuse, dacă l-ai așteptat 83 de ani, ce nu l-ai mai așteptat o noapte? Și eu nu-s proroc, dar un gând așa parcă mi-a spus, dacă l-am așteptat 83 de ani, el de ce nu l-a botezat? De ce nu s-a pocăit? Și odată n-am ascultat o predică, am citit o schiță de predică de fratele Daniel Brânzei, când spunea că în plăgile din Egipt era o plagă care s-a numit broaștere, o urgie. Și m-am imaginat așa cu o femeie gospodină, pune făină, saric, ce se mai pune la frământat? Mai pui ulei și frământă și frământă acolo, să facă cozonaș, na. Și când frământa, sare o broască acolo. Așa spune Biblia, broaștere în coca lor de făină. Mai mâncați? Că sunteți voi de finara, nu mai mâncați. Și îmi imaginez că s-a pus să doarmă unul o pernă brodată, de ce? Că egiptenii erau tari. Și când se pune să doarmă, sare o broască pe pernă. Mai dorm? Și vine Moise la faraon și întreabă, măi, uite, eu mă rog și broaștele pleacă. Când vrei să mă rog? Ăsta se gândește? Când? Mâine. Și Daniel Brânzei avea o predică intitulată Încă o noapte cu broaștele. Păi eu dacă eram faraon, eram broaștele, acum ia, hai, pe genunchi, acum ia, să plece. Faraonul se gândește și că mâine. Tu când vrei să te pocăiești, azi sau mâine? Dar ce mai ai de făcut în noaptea asta? La noi au venit trei fete de la horă, au trecut la ușa adunării și au spus, hai să vedem cum e. Măi, așa le-au plăcut, tăti trei au rămas, o pocăi și o botezul. Una din ele, chiar foarte bine, s-au căsătorit imediat, cu un patron, are 10 copii, dar tatăl său gospodar în sat, la noi gospodar, fratele Gheorghiță îi spunea, al lui Maxân. Când făceam evanghelizare, îl chemam și pe el și el venea. Zic, bă, de Gheorghiță, trebuie să vii la evanghelizare, Aneta e pocăită. Acum au început să vină la adunare și când n-avem, mă vedem duminică dimineața, bă, iar îi veni Bate Gheorghiță. Îmi fac eu curaj și spun, Bate Gheorghiță, atare trebuie să te pocăiești acum. Văd că vii la adunare, bă, vede, toată viața eu am botezat și am cununat și am fost la nuntă. Mai am nuntă cu băiatul ăsta mic, îi logodit, în vară are nuntă. Uite la mine că eu sunt serios, a doua duminică vin și cu voi rămân. Asta era iarna. În primăvară o operație banală de apendicită. Se duce la spital că nu-i greu și îl aduce în sicriu și în îngroapă. Nu mai prins nici nuntă la băiet, nici ceasul de pocăință. Dumnezeu îi drept. El a făcut un plan de mântuire, a plătit vina ta, a plătit vina mea și acum ne cheamă la pocăință în dreptatea lui. Ce vom face noi? Și tot în planul de mântuire mai este o demonstrare a dreptății lui Dumnezeu, care stă în judecata finală. Deci planul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu. Într-o zi, Dumnezeu va face o judecată. Și spune în Fapte, capitolul 17, cu versetul 30, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta,
și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Principiile de judecată vor fi următoarele. 1. Judecata se va face după dreptate. Am auzit că la Bruxelles e corupție. O prins cu niște saci de bani. Am auzit și pe la București corupție. Nu știu la Arad. Mai sunt unii care umblă cu șantaj și cu mită și cu nelegiuire. Și acum mai reușesc. Așa e o bătaie pe legile justiției. La Dumnezeu judecata e după dreptate. Nu vă închipuiți că în ziua aceea veți putea umbla cu aranjamente. Odată au intrat acolo în odaia de nuntă unul care n-avea haine și a spus: prietene, cum ai îndrăznit? Biblia spune, omul acela a amuțit. În ziua judecății n-ai să poți spune nimic. Acum poți spune, în seara asta. Că judecata lui Dumnezeu se face după dreptate. În Romani, capitolul 2, versetul 4, 5, 6. Ori disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduință și îndelungii lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar tu, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de urgie pentru ziua dreptei judecății a lui Dumnezeu, în care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dacă nu vrei să te pocăiești, nu căuta scuze. Unul spune, eu m-aș pocăit, am avut un coleg de lucru pocăit, apoi nu era pocăit. Dumnezeu, mă certam, nu mă pocăiesc. Altul spune, eu vreau să mă pocăiesc, dar am niște rude, s-o certa de la pământ, ce... nu mă pocăiesc. Nu. Știi de ce nu te pocăiești? Spune în Biblie. Dar tu cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, tu nu te pocăiești că nu vrei. Dar dacă nu vrei să te pocăiești, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Principiul 1. Judecata lui Dumnezeu e cu dreptate. 2. Judecata lui Dumnezeu va fi conform cu faptele făcute. Am mai povestit de multe ori, poate și aici am spus. Am un prieten în Bosanci, păstor, mai în vârstă ca mine, gospodar. Are o fântână la capătul casă și hidrofor. Și se duce și vede că nu curge apa. Și spune, oare de ce nu curge apa? Scoate din priză, pune o scară de fier în fântână, coboară și vede că la pompa de apă un cablu e rupt. S-a rupt. Ies afară, ia un cuțit, ia o bandă izoler, coboară în fântână, curăță cablul, le pune le în noadă și când se pune banda, Viorica, nevasta lui, intră în casă și spune, cine o scos din priză? Și bagă în priză. El nu i-a spus ei. Spune Dragoș, tot Dragoș îl cheamă. În mod involuntar am făcut. Viorica acum era cu mâna piștete, o tras acolo. Și îmi spune Dragoș, băi, secundă, fracțiune de secundă, interesant, mi-am revăzut tot filmul vieții mele. De când am mers în clasa întâia, m-am văzut la adunare, dirijam corul, era dirijor. M-am văzut când am mers în armată, m-am văzut pe scaunul de mire și mireasă, dar ciudat! Parcă le-am văzut cu încetinitorul toate așa. Și eu vă spun la ăștia mai tineri, care sunteți mai tehnici, dacă pe un stic de el, așa cât un bob de orez, puneți 1000 de cântări și nu știu cât îi predici, oare există la Dumnezeu posibilitatea să fie stocate toate informațiile? Ce spuneți voi? Există. Și într-o zi, judecata se va face conform cu faptele tale. Biblia spune că în ziua judecății, omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Eu spuneam altă dată, dacă aici pe frontispiciul ăsta ar fi afișate gândurile noastre, tare ne-am mai smerit. Numai din ultimele 24 de ore. Dar tu știi că ale tale gânduri sunt la Dumnezeu acolo? Că Dumnezeu cunoaște gândul tău? Că Dumnezeu cunoaște vorba ta? Că Dumnezeu cunoaște toate faptele tale? Că într-o zi te vei întâlni cu ele? Am fost la Nürnberg și ghidul ne spunea că aici au fost judecați criminali de război. Acolo nu s-a făcut multă vorbă. Venea
criminalul de război sta în boxe, iar pe perete aveau niște filmulețe surprinse activitatea lor. Ne-o arăta și nouă, un șanț lung săpat, prizonieri legați cu sârmă la spate și un ofițer venea și îi împușca pe toți și cădeau acolo. Când li se proiecta filmulețul acela, ce mai aveai de comentat? Într-o zi te vei întâlni cu gândurile tale. Ce facem cu gândurile stricate, cu gândurile murdare? Nu le știe nici mama, nici tata, nu le știe nici nevastă mea, nu le știe nici comitetul, nu le știe nici păstorul, dar le știe Dumnezeu. Și într-o zi te vei întâlni cu ele. E bine că mai avem o șansă. La noi era o mormântare și fratele Ieremia, bătrân om, a făcut pușcărie și el pentru credință. S-a apucat el în prag, la casa aceea, să predice de judecata viitoare. Și spunea cum a să judece Dumnezeu pe femeile care își ucid copiii. Dar nu era subiect de mormântare acela, dar așa i-a venit lui. Când s-au gătit slujba să scoată mortul din ogradă, o femeie de la poartă sta la stâlpul porții, s-a venit, îl prinde de reverul haine și îl scutură. Badion, îi drept ce-ai spus matale. Măi, femeie, dar eu de aici am citit. Ea pune mâinile pe cap, spune, vai de mine, dacă e așa, eu nu mai am la ce să mor. Nu știu ce avea femeia asta. Și fratele Ion, măi, hai să-mi mai spun un verset, numai ție. Citând versetul care l-am citat eu mai înainte, Dumnezeu nu ține seamă de vremuri de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. Și dacă Dumnezeu nu ține seama de trecutul tău, nu mă interesează ce păcate ai, ce gânduri ai avut, ce vorbe ai spus. Mă interesează că atunci când vii la Domnul, sângele Domnului Iisus te iartă, te curățește și te primește ca pe un copil. Vrei? Aleluia. Judecata lui Dumnezeu se face după dreptate, se face după faptele făcute și se face după cunoștința fiecăruia. Așa spune Pavel în același cuvânt din Romani, capitolul 2. Că neamurile care n-au o lege își fac din mintea lor lege. Pentru că Dumnezeu a pus în tine un tribunal, spune acolo, de gânduri care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Tu porți cu tine tribunalul lui Dumnezeu. Și un ateu și un om care nu a fost niciodată la biserică știe că e păcat să dai în cap la altul. Oricare știe că e păcat să te duci la nevasta altuia. Știi că e păcat, de unde știi? Conștiința pusă de Dumnezeu o ai tu. Nu te poți dezvinovăți că n-am știut, că Dumnezeu a pus tribunalul lui în tine și tu știi ce e păcat și ce nu e păcat. Și judecata lui Dumnezeu se va face conform cu gradul de cunoaștere a fiecăruia. Am vrut să vorbesc de dreptatea lui Dumnezeu, dar Ioan spunea, în a întâia epistolă, cât în capitolul 4 cu 17. Cum este El, așa suntem și noi. Încă mi-am fost propus să vorbesc nu numai de un Dumnezeu drept, mi-am fost propus să vorbesc, dar închei predica, și de un om drept. Cum este El, așa să fim și noi. Câștigul tău să fie drept, să fie în mod cinstit. Că de multe ori alunecăm în panta asta a lăcomiei și uităm că suntem copii de Dumnezeu. Uităm că într-o zi pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar Dumnezeu ne vrea oameni drepți. Când spui un cuvânt să fie un cuvânt real, adevărat, nu o minciună, să fii drept în vorba ta. Când se cere să faci o judecată, să fii drept în judecățile tale. Cum este El, așa suntem și noi. De aceea avem nădejde că în ziua aceea Dumnezeu ne va răpi la El. Doamne, ajută-ne la aceasta! Am vrut să vă spun, nu mai fiți ispitiți. Când vedeți diferite nepotriviri și evenimente și greutăți, să întrebați, dar unde e Dumnezeul dreptății? Dumnezeul dreptății stă pe tron de dreptate. Și dreptatea finală a lui Dumnezeu se va vedea în ziua judecății. Haideți da să ne pocăim în seara asta. În dreptatea lui Dumnezeu a plătit păcatul tău și păcatul meu. Asta pentru mine a fost în jertfa Domnului Iisus, oameni buni, avem totul. Avem iertarea de păcate. Nu-i păcat asta așa de mare să nu-l poate ierta.
În universul ăsta incomensurabil, în galaxii, în grupuri și roiuri, așa cum au structurat oamenii astronauți universul ăsta, nu-i nicio valoare nici în cosmos, nici pe pământ, decât sângele Domnului Iisus. Cel mai scump lucru e sângele Domnului. Și sângele Domnului poate curăța păcatul tău. Dumnezeu în dreptatea Lui a făcut un plan. Dumnezeu în dreptatea Lui te cheamă la pocăință. Și Dumnezeu în dreptatea Lui într-o zi te va judeca. Vrei să scapi de judecata aspra lui Dumnezeu? Fii și tu un om drept. Vino la sfânta pocăință. Apelează la sângele Domnului. Că în jertfa Lui avem și iertarea de păcate și vindecarea de boală. Când Hristos a murit pe cruce, El a purtat în trupul Său pe lemn păcatele noastre. Isaia 53:5. Dar El era zdrobit pentru păcatele noastre, lovit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduit. Vine cu credință în seara asta, afli vindecare. Vine cu credință, afli iertare. Și în ziua drepte judecăța lui Dumnezeu să auzi chemarea: vin o slugă bună și credincioasă. Am îmbătrânit și eu și am ajuns la concluzia, mai spus-o și altora, o viață întreagă o trăim pentru un verdict, pentru o secundă. Când vei sta în fața tronului de judecată și vei aștepta sentința. Mi-am făcut un exercițiu de imaginație și am spus că în fața oștirilor din cer se va auzi numele meu: Croitor Dragoș, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului. Și spuneam la frat: nu știu, am să sar în sus, am să chiui, am să sar ca un copil într-un picior. Maliahii spune ca viței care ies din graj, așa o bucurie va fi. Dar dacă auzi: rob viclean și leneș, du-te în focul care-i pregătit diavolului. De acolo, mai departe, nu mai este pocăință. Nu mai e ce face. Ce rușine, ce remușcări, ce regret. Pocăința e aici, în seara asta. Într-o zi vei sta în fața tronului de judecată, a dreptei judecăți. Ce vrei să auzi? Vino sau du-te? Hotărăște în seara asta. Amin.